Pe bune, eu aș vrea ca domnul Klaus Iohannis să candideze, mă. Aș vrea să avem parte de o campanie electorală ok, cu dezbateri pe proiecte pentru țara asta. Sigur. Dar în același timp aș vrea de la domnul Iohannis să nu ne mai ia de proști, să nu se mai încurce minciuni. Pe cuvânt, cât de inteligent să fii încât să nu poți ține minte ce ai spus despre un subiect și să schimbi informațiile de fiecare dată, mă. Domnul Iohannis are o problemă, sau poate n-are, cu cele 6 case. E clar că nu și le putea cumpăra doar din veniturile impozabile declarate la fisc. N-avea cum, mă, costă prea mult. Mult mai mult decât a câștigat domnia sa legal, impozabil, până la un moment dat. Dar și că au fost bani din meditație, auzi? Sau bani de la nuntă? Baca a vândut una și a cumpărat două și tot așa. Zilele astea a venit cu o nouă poveste, a treia sau a patra. Am avut oportunitatea, în anii când sașii au plecat, să investesc în imobile într-o perioadă când au fost un pic mai ieftine. Când ați cumpărat prima dintre ele? Da, prima de mult, din 94. Cele 6 case nu sunt 6 case, sunt casa în care locuiesc, două case foarte mici cu câte două camere și restul sunt apartamente. Deci nu, deci nu sunt case toate. Nu este o avere, nu știu ce își imaginează lumea că am acolo niște palate. Sunt 6 locuințe, da. Ele toate la un loc sunt cât un apartament de București. Băi, nene, bă, dacă vrei să fii un mincinos bun, îți trebuie memorie și inteligență, normal. Nu poți să ieși la televizor și să spui niște chestii care pot fi verificate în 3 minute pe internet cu declarația de avere. S-o luăm pe rând. Prima casă a fost luată în 1994. Da, mă? În 94? Și ce ai făcut, bre, cu ea? Ai omorât-o, ai îngropat-o, ai vândut-o? Că în declarația de avere nu apare nicio casă cumpărată în 1994. Apare una în 92, mai apare una în 99, dar nimic din 94. După aia, casele nu sunt case, sunt case și apartamente și sunt mici, micuțe. Da, mă, mici, mici, mici. Mici? Păi domnul Iohannis, eu n-aș spune că o casă de 377 de metri pătrați e mică. N-aveți nicio locuință sub 64 de metri pătrați. Niciuna. Păi 64 de metri pătrați are un apartament de 3 spre 4 camere în București, dacă vreți să știți. Și în fine, ultima gogoriță. Toate locuințele din Sibiu ale domnului Iohannis sunt cât un apartament din București. Sunt cât un apartament din București ca ce, mă? Ca suprafață? Păi toate cele 6 locuințe din Sibiu totalizează 1020 de metri pătrați. Știți dumneavoastră apartament în București de 1000 de metri pătrați? Da, poate penthouse-ul Ioanei Băsescu, nu? Credeți că așa stau toți oamenii în București sau cum? Sau ați vrut să spuneți că toate cele 6 locuințe valorează cât un apartament din București? Bă, și aici eu cred că aveți referință același penthouse al Ioanei Băsescu. Domnul Iohannis, mult succes, dar am permis să vă dau un sfat, domnule. Adevărul vă va elibera. Serios, uitați cât bine a făcut lui Turcescu.